Varianta ocolitoare a municipiului Caracal se realizează greu. Până acum, din motive diverse, termenul de finalizare a fost amânat de 3 ori. Din păcate, nici cel stabilit pentru finele lunii octombrie nu va fi respectat. Varianta ocolitoare a municipiului Caracal trebuia finalizată încă de acum 2 ani, pentru că proiectantul a uitat să prevadă sensurile giratorii de străpungere a drumurilor naționale. Acest termen a fost prelungit cu 2 ani. Nici el nu va fi respectat, pentru că același proiectant a uitat să prevadă la ultimul sens giratoriu exproprierea suprafețelor de teren necesare implantării stâlpilor de iluminat și mutării acestui stâlp care tronează fix în sensul giratoriu. Rezolvarea ultimelor probleme evite necesită timp și bani. Nimeni nu poate spune când șoferii vor putea folosi investiția, ale cărei costuri s-au ridicat la peste 70 de milioane de lei. Trebuie să efectuate niște exproprieri. Iar procedura de expropriere, din câte am fost informat și eu, durează ceva timp. Trebuie să identificați foarte clar proprietarii de terenuri. Trebuie calculată suprafața de expropriere. Prin hotărâre de guvern se aprobă aceste exproprieri, apoi procedura de plată. Caracalenii, dar și șoferii care tranzitează municipiul, așteaptă de câțiva ani finalizarea lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului. Acest lucru ar reduce pentru șoferi timpul de tranzitare a municipiului, pentru administrația locală ar diminua cheltuielile cu repararea străzii care prea traficul greu, iar localnicii din zonă ar scăpa de cheltuielile cu repararea locuinței. De câțiva ani de zile întâmpinăm greutăți datorită faptului că aceste utilaje grele, cu gabarit depășit, trec pe aceste străzi. În primul rând, la partea de infrastructură a străzii respective, că se deteriorează cu tot timpul, în timpul în care trece. Și, în al doilea rând, avem foarte multe reclamații din zona celor care au case acolo. Lucrările la centura Caracalului au început în mai 2011 și au fost sistate la nici 2 ani din cauza problemelor cu legea pe care le-a avut constructorul desemnat. În 2014, lucrările au fost atribuite altei firme care nu le-a putut termina la timp, deoarece în proiect nu erau prevăzute cele 3 sensuri giratorii. A fost nevoie de o nouă licitație pentru acestea. La scurt timp, constructorul a constatat că la ultimul sens giratoriu nu are unde monta stâlpii de iluminat și, în plus, în mijlocul acestuia tronează un stâlp de înaltă tensiune.